Această rubrică vă este oferită de Sanador. Vă oferim informații medicale la Digi Matinal. Ecoendoscopia este o procedură minim-invazivă, nedureroasă pentru diagnostic și tratament, valoroasă în descoperirea unor boli grave. Mai multe despre beneficiile acestei proceduri, când este indicată și despre modul în care se realizează, aflăm de la doctorul Mădălina Stan Ilie, medic primar gastroenterologie. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce este ecoendoscopia? Când este indicată această procedură? Așa cum a spus și dumneavoastră, ecoendoscopia este o tehnică minim-invazivă care combină două proceduri, ecografia și endoscopia. Este un tub flexibil care se introduce în cavitatea bucală a pacientului și în tubul digestiv, care are în capăt o cameră video și o mini-probă de ecografie, astfel încât permite vizualizarea mucoasei tubului digestiv, cât și a organelor din vecinătate, mediastin, ficat, căi biliare, pancreas. Vă rog. Indicațiile sunt atât în scop diagnostic cât și în scop terapeutic. Indicațiile de diagnostic sunt identificarea unor tumori de la nivelul tractului digestiv superior, ale mediastinului, ale ficatului, ale pancreasului, colecii și căi biliare, cât și permite, foarte important, prelevarea de biopsii. Iar ca scop terapeutic permite drenajul colecțiilor după pancreatită acută, drenajul absceselor intraabdominale sau proceduri speciale pentru durerea cancerului de pancreas, cum ar fi neuroliza de plex celiac. Cum se realizează tratamentul durerii în cancerul de pancreas, că tot ați amintit? În cancer, cel mai important pentru pacient este să știe faptul că toate procedurile ecoendoscopice se realizează cu sedare totală intravenoasă, sub îndrumarea medicului anestezist. Pacientul nu simte absolut nimic, vine nemâncat cu 8 ore înainte. Procedura se realizează prin canalul de lucru al ecoendoscopului, se introduce un ac fin, iar prin acest ac substanțe alcool absolut și bupivacaină, care au rol de a face o neuroliză, de a distruge nervii din plexul celiac, astfel încât pacientul ulterior nu mai simte durere. Această procedură implică și riscuri? Riscurile sunt minime. Cea mai frecventă complicație e hemoragia locală, sub 2% din cazuri, și de obicei este autolimitantă. Se administrează cumva și antibiotice înainte sau după ecoendoscopie? Avem voie sau nu? Dacă pacientul este în tratament antibiotic, își poate continua fără probleme cursul de antibiotice. Ca și indicație profilactică pentru endoscopie sunt leziunile chistice, singurele. Se administrează o doză unică în timpul procedurii de ecoendoscopie. Ce se întâmplă, doamna doctor, după această procedură? Ce are voie să facă pacientul? Ce nu are voie să facă? După procedură, pacientul este monitorizat îndeaproape de noi timp de 30 de minute, după care el își revine aproape complet și poate pleca acasă, poate mânca la minimum 30 de minute după procedură. Nu are voie, foarte important, să conducă mașina sau să ia decizii importante în aceeași zi cu procedura. Doamna doctor Mădălina Stan Ilie, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi la Digi Matinal. Mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.